Salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice. Am ajuns la grădină și vom vedea ce rezultate a dat acel insecticid bio, oleo organ. Din păcate este de contact, ceea ce înseamnă că la ploi este spălat. Eu am dat cu o zi înainte să înceapă ploile, deci nu a avut mare efect. Dar, spre surprinderea mea, generațiile vechi de afide au murit. Dar, din păcate, au apărut generații noi, pentru că nu am dat chiar peste tot și mai ales că s-a și spălat, nu am dat peste tot, însă nu că mai am niște pom bătrâni care nu i-am stropit. Vreau să-i tai și au rămas așa. Dar foarte mulțumit pentru că era o nebunie, erau foarte mulți, era un atac destul de mare. Ceea ce, după cum se vede, nu prea mai sunt, deci își face efectul. O să mai aplic săptămâna viitoare, din păcate astăzi s-au anunțat ploi după amiază, mâine iarăși. Vom vedea săptămâna viitoare. Unde au fost atacurile mai puternice, văd că i-a cam omorât. Dar din păcate, pentru a avea un efect destul de sporit, trebuie să nu plouă și să-l spele, că altfel am dat degeaba. Ce faci, mă, acolo? Mă! După cum se vede, vârfurile noi nu mai au. La o primă inspecție zic că își face treaba. Nu știu dacă știți, dar trandafirii erau plini. Trandafirii de dulceață. I-am tăiat destul de bine pentru că sunt plini și au o mireazmă foarte puternică. Printre pomi sunt foarte buni pentru că nu ocupă nici spațiu suplimentar, doar că sunt predispuși la afide și trebuie să aveți mare grijă cu afidele și cu trandafirii, pentru că pot infesta pomii pe care îi aveți. Da, văd că și-a făcut efectul cât de cât. Vom merge și la acel pom care era destul de mâncat, al toiul ăla, dacă vă mai aduceți aminte. Ăsta e părul. Văd că părul mai e un pic afectat, dar da, ce să zic, sunt destul de mulțumiți. Nu-mi cont că nu am aplicat cum trebuie tratamentul. A fost incorrect pentru că a plouat, fiind un insecticid de foliar de contact, la ploaie se spală. Da, foarte bine. Aici este pisicuța vecinului care are 3 puiuți și s-a mutat la noi în curte pentru că îi dăm să mănânce mereu și profită și de la vecinul și de la noi. Sunt niște simpaticuți. Ce e Milencuța? Da, vom vedea. Pentru că nu am fost încă la acel pomișor care cu altoiul care a fost foarte afectat, mergem imediat. Acesta roșu se pare că nu mai are deloc afide, ceea ce este foarte bine pe creșterile noi. Au fost totuși afectați inițial, dar cum se vede, sunt morte primele generații. Va trebui să mă ocup să-i tai și pe aceștia. Red Love cu pulpă roșie.
Acestea, dacă nu mă înșel, sunt gârgărițele, care sunt benefice pentru... Sper să nu mă înșel. Gârgărițele sunt benefice pentru că mănâncă, se hrănește cu afid. Da, după cum se vede, nici... nici furnici nu sunt. A avut cât de cât efect. Voi vedea și după ce voi aplica în continuare următorul tratament săptămâna viitoare. Acesta este prunul altoide care vă ziceam pe corcoduș. Față de cum arăta, chiar creșteri noi. Aici sunt urmele afidelor. Încă văd că mai sunt ceva afide generații noi. Acestea sunt cu siguranță generații noi. Dar la ce puternic a fost atacul, sunt cât de cât mulțumit de insecticidul bio. Și voi mai aplica săptămâna viitoare. Pentru că se pare că are efect. Îl voi aplica corect, voi aștepta să văd exact perioada în care se poate aplica, adică o perioadă în care nu va ploua deloc. Voi merge și la celălalt altoid de care nici nu știam că a supraviețuit. Am ajuns și la acesta și dacă nu eram convins că insecticidul bio oleo organ este bun, m-a convins de data asta, ținând cont că a doua zi a plouat. Afidele pe acesta sunt toate moarte. Nu se mai mișcă nimic. Pare că a revenit la viață. E un pic afectat, vă dați seama. Dar toate afidele sunt moarte, dacă vă uitați. Adică generațiile astea vechi, generațiile mature. Deci generațiile mature sunt moarte. Nu mișcă, ei mișcau categoric dacă nu erau morți. Se vede. E unul aici care nu știu dacă e mort. Ia să vedem. Da, acesta nu e mort. Dar majoritatea s-ar părea că sunt morți. Da, categoric, după cum vedeți, nicio activitate. Acestea cad prin simpla atingere. Sunt uscați. Sunt uscați. Ceea ce este bine. Da, nu, cel puțin nu-mi dau seama dacă sunt prea mulți vii sau dacă sunt vreun pic. Mi s-au luat și pe mână, dar sunt morți, sunt uscați. Sunt uscați, nu mai sunt lipicioși. Da, ok, să zicem că și-a făcut cât de cât treaba. Adică și-a făcut insecticidul. Vom aplica săptămâna viitoare încă o dată și abia după o aplicare corectă și, bineînțeles, două tratamente, cel puțin, ca să spunem 100%, să ne dăm cu părerea dacă merită sau nu să-l folosiți. Dar după prima vedere e ok. Vom mai da încă o aplicare și revenim cu alte detalii. Toate cele bune, prieteni, până data viitoare, vă doresc spor în tot ceea ce faceți.